Salutare, dragii mei, Brad Hedra aici și bine ați revenit la un nou episod din Instrucția Tragerii. Acest episod este dedicat în special polițiștilor și personalului MAI, MAPN, poliție locală și în general tuturor celor care sunt dotați în serviciu cu arme de foc. Tema de astăzi, scoaterea și introducerea pistolului din în toc. Poate nu pare un subiect interesant, poate părea banal, dar credeți-mă, este destul de important. În momentul în care vrei să faci uz de armă, logic trebuie să scoți pistolul din toc. Ca să faci chestia asta, din punctul meu de vedere, și nu trebuie să fiți de acord cu mine, am mai spus-o, scoaterea și introducerea pistolului în toc trebuie să devină un gest reflex pentru poliție. Și când spun poliție, mă refer la întreaga familie ocupațională, da? Dotată cu armament. Ei bine, ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie respectate câteva reguli de siguranță și de tactică. Hai să începem cu extragerea pistolului din toc. Eu am împărțit pașii în 5 și simpli, alții împart în 4, în fine. La noi, în România, nu se poartă pistolul cartuș pe țeavă, din punctul meu de vedere, este o greșeală tactică. Ar trebui, dar pentru a ajunge aici sunt de părere că întreg personalul MAI, MAPN și întreg personalul care este dotat la serviciu cu arme de foc ar trebui să fie instruit și să facă antrenamente periodice de mânuire a armamentului în siguranță. Până atunci, nu știu, ar putea să mai dureze mai mult timp, mai puțin, nu depinde de mine. Revenind, pașii pentru extragerea pistolului, scoaterea pistolului din toc. Pasul numărul 1. Mă întorc cu lateralul ca să puteți să aveți o vedere mult mai bună. Polițiștii poartă pistoalele armamentul la vedere. Pasul numărul 1. Duc mâna, niciodată nu iei privirea, părerea mea. Nu ar trebui niciodată să iei privirea de la atacator. Ne imaginăm că ne atacă cineva cu o armă albă, da, un cuțit, o sabie, ceva. Nu-ți iei privirea de la agresor. Nu te uiți întâi să scoți de aici. Da? Privirea întotdeauna către atacator. De aceea am spus că ar trebui să fie un gest reflex. L-am văzut pe ăla, este înarmat, se apropie către mine. Pasul numărul 1. Am băgat mâna, am pus mâna pe pistol. Mâna dreaptă, să zicem că sunteți dreptare, mâna de tragere, o ducem aici. Da? Apucăm, prindem arma cât mai de sus. Da? Nu o apucăm de aici pentru că vom avea probleme. Bun. Pasul numărul 1. Am văzut, duc mâna pe pistol. Pasul numărul 2. Am extras, trag tare. Ăsta este un toc cu retenție pasivă, nu are piedică, da? Pasul numărul 2. Am tras, mâna stângă, nu o ținem la spate, nu o ținem în buzunar, nu. Mâna stângă stă aici, pe piept. Este varianta mea. Voi, dacă aveți varianta proprie, o folosiți pe aia dacă vă ajută să fiți foarte rapizi. Mâna stângă, repet, stă pe piept, da? O am aici. Încă o dată fac, am extras, trebuie să introduc, da? Degetul care apasă în exteriorul găzii trăgașului, nu-l băgăm pe trăgaș, da? Afară, cu mâna stângă, apuc manșonul, armez, apuc, vin și pun mâna stângă pe mânăr, după care îndrept arma, da? Deci, sunt aici, am armat, am prins și am îndreptat către agresor. Și mie mi s-a blocat, pentru că am băgat mai multe bile. Ok. Mai fac o dată. Sper să nu mi se mai blocheze. Am văzut pericolul, pasul 1. Prind arma, pasul 2. Extrag, pasul 3. Încarc, pasul 4, prind, da? Mânerul, pasul 5, extind, întind brațele și execut foc. Da? Mai am biluse? Mai am. Foarte bune replicile de airsoft pentru antrenament. Vedere din față, da? Am observat pericolul. Mâna stângă, da? Pasul 1, pun mâna pe pistol, extrag. Armez, prind, îndrept, trag. Plierea sau revenirea în poziție. Bun. Asta vă arăt varianta mea. După ce am încetat de tras, da?
am revenit. Cum revin? Cum revin eu? Da? Am brațele extinse, da? Și aduc aproape pistolul de piept. Cu poziția de, cu priza, în continuare priza tip scoică, da? Vă arăt în toate unghiurile posibil. Ok. Din poziția asta facem o, executăm o mișcare de rotire a armei în palmă, ca să apropiem arma și mai mult de corpul nostru. Ideea care este, dacă o ții așa, ai țeava îndreptată către înainte. Între tine și agresor e posibil să mai existe persoane la un moment dat sau să intervină și nu vrei să ai țeava îndreptată către ele pentru a evita o eventuală descărcare accidentală. Eu știu, sub imperiul emoțiilor de moment, sub imperiul stresului, sub imperiul acțiunii psihologice, atragerii, uiți regula de siguranță cu degețelul, deși nu ar trebui. Să spunem prin absurd, ai uitat-o și o ai pe trăgaci. În momente de panică, oamenii tind să se strângă în ei, da? Să încordeze musculatura. Nu vrei să încordezi musculatura palmei, a degetului, a mâinii, în momentul în care ai degetul pe trăgaci. Dacă l-ai în afara trăgaciului, da? Uite reacția care este. Mi-alunecă de aici, da? Când strâng, alunecă. Această mișcare, această cădere a degetului de pe manșon, pe garda trăgaciului, mă poate trezi la realitate. Bă, mamă, ce era să fac? Bine că l-am avut aici, da? Nu știu, încep persoane, diverse, femeile să urle, fel de fel de situații, fel de fel de chestii care te pot panica, te pot aduce într-o stare de crispare și fiind cu arma aici, da, cu țeava îndreptată tot către înainte, dar în jos și toată lumea știe, sau ce zic cei care sunteți în poliți, lucrați în sistem, full metal jacket-ul la un unghi de ăsta, da, dacă lovești în asfalt, șansele să ricoșeze sunt destul de mari. Și cam din foarte multe unghiuri în asfalt glonțul poate ricoșa. Bun, și nu vrei să te afli în situația asta, știi? Să ai deștul pe trăgaș, pentru că uite, începe lumea să da? Și atunci realizezi că am tras. Doamne ferește, glonțul ăla, proiectilul ăla se poate duce și lovi pe cineva nevinovat. Pentru atacator voi fi achitat, că a fost în legitimă apărare, pentru nevinovat voi fi condamnat. Bun, și ca să evit chestia asta, după ce am încetat să trag, da? Tragerea a încetat, pliez, da? Aduc arma, o apropii de corp. Și ca să nu am problemele pe care le-am prezentat mai devreme, fac această mișcare, pliere, da? Să-i spunem, îmi scapă termenul, contact apropiat a armei. Nu știu dacă i-am spus, cei care urmăriți o să mă criticați mai mult ca sigur dacă am greșit. Îmi asum. Ideea este că informația vreau să o prezint cât mai bine. Bun. Am făcut această mișcare de rotație. Practic, cum se traduce? Din priza scoică, da? Sucesc arma în mână, în interiorul acestei scobituri. Da? Bun. Sucesc arma din scoică, o sucesc aici. Da? Am ajuns aici și am sucit-o. În momentul ăsta, da? Când am făcut chestia asta, așa, arma mea este lipită de corp și este protejată. Da? Cum ținem degetele mari? Prin răsucire, da, degetul mare de la mâna dreaptă rămâne pe poziție, degetul mare de la mâna stângă, da, vine sub el, sub cel de la mâna dreaptă. Dacă voi aveți propriul vostru sistem și vă este bine așa, faceți-l pe ăla. Ce merge, aia folosești. Ce merge bine și cu ce te-ai obișnuit. Bun, și în momentul ăsta am arma apropiată, lipită de corp. Este în siguranță. Chiar dacă am în continuare cartuș pe țeavă, degetul meu este în afara găzii trăgaciului, da? Și în momentul ăsta, la cum o țin eu, da? Deja degetul arătător de la mâna stângă îmi încalecă, vine și îmi împinge în sus degetul arătător de la mâna dreaptă, ceea ce se traduce printr-o împiedicare a degetului de la mâna dreaptă de a ajunge pe trăgaci. Iarăși o mini siguranță corporală, să-i spunem așa. Ok,
Mă asigur că în stânga mea nu am persoane. Evident, într-o situație în care polițistul face uz de armă, va fi înconjurat de oameni. Nu este nicio problemă, vă asigur, dacă arma ta la un moment dat va fi va avea țeava îndreptată către o persoană în poziția asta. Cât timp nu bagi degetul la trăgaci, nu pleacă glonțul de acolo. De regulă, dacă ai o armă defectă, poate pleca. Ok, și ai luat decizia că trebuie să reintroduci arma în toc. Nu uita, ai cartuși pe țeavă, da? Ce facem în momentul ăsta, în situația asta? Ne asigurăm că îndepărtăm pericolul și trebuie să extragem glonțul de pe cartușul de pe țeavă. Nu trebuie, și chestia asta trebuie să devină un reflex, cum v-am spus la început. Scoaterea armei din toc și introducerea ei trebuie să devină gesturi reflex pentru polițiști și tot personalul MAI, MAPN. Dacă nu există, îmi cer scuze, mă buzie țânțarii că am început deja. Ok, lucrurile astea ar trebui să fie gesturi reflexe pentru polițiști și personalul MAI dotat cu arme de foc. Revenind la oile noastre, ce facem? Regula numărul 1, scoatem încărcătorul, sursa principală de pericol, da? Unde avem muniția. Și scoatem cartușul de pe țeavă. În cazul meu, viluța, care se pare că acum a căzut. Ok? Vrei să efectuezi percuția de control a trăgaciului? O efectuezi într-o poziție sigură, în sus, dacă ești înconjurat, ești într-un loc public, pe stradă sau în oricare alt loc și ești înconjurat de oameni. Sunt de părere că cel mai bine ar fi să o îndrepți în sus, dacă lucrul ăsta îți permite. Nu sunt, eu știu, case, nu ești într-o gospodărie, da? Și ai intrus încărcătorul. Iarăși, nu ne uităm în jos. Indicat ar fi să nu ne uităm în jos și să ducem mâna din reflex la toc, ca să introducem pistolul. Ajungi să duci mâna din reflex atunci când te-ai antrenat. Dacă nu te-ai antrenat, logic vei pleca privirea ca să vezi unde bagi pistolul, pentru că nu vei avea coordonare, nu vei avea coordonarea mâinii, da? Nu va exista coordonarea membrilor superioare. În situația în care avem de-a face cu un agresor sau un grup de agresori, în niciun caz, cu atât mai rău, cu atât mai mult în această situație, nu trebuie luată întrerupt contactul vizual. De ce? În momentul în care ai plecat capul să te uiți la toc, la armă, atacul poate avea loc, poate porni, se poate materializa. Ăla poate renunța la cuțit, la armă, la macetă, la sabie, la ce are el. Și tu scoți, rup contactul vizual, îl vezi că are un cuțit și iei decizia să scoți pistolul. Bun, m-am uitat la el, ce se poate întâmpla? Mă uit la el, iau decizia să scot arma, mă uit la pistol, scot. Și am tras. Și ăla în timpul ăsta, cât poate să dureze? O secundă, o secundă și, în funcție de pregătirea fiecăruia. Ăla în timpul ăsta poate să arunce cuțitul. Mă vede că duc mâna la pistol și armez, aruncă cuțitul. Eu deja l-am împușcat. Am împușcat un om neînarmat care care a întrerupt atacul. În momentul în care eu l-am împușcat, atacul nu mai îndeplinea condițiile de existență. Voi fi condamnat. Nimeni nu vrea să se întâmple chestia asta. Cum se poate întâmpla? Simplu, rupând contactul vizual, întrerupând, da, observarea lui. Eu trebuie să am în permanență, chiar o să spuneți, stai, mă, că în patrule polițienești sunt de regulă 2 sau mai mulți lucrători. Nu este nicio problemă. Într-adevăr, sunt 2. Mă îndoiesc că toți polițiștii din MAI sunt suficient de bine pregătiți astfel încât să realizeze lucrurile astea. Iată cum poți evita o situație neplăcută. Introducerea pistolului în toc se face invers extragerii lui. Da? Mișcarea în sine de introducere în toc este una extraordinar de simplă. Da? Ca să nu, la tocurile cu retenție activă, ele nu au niciun sistem de siguranță, nu au nicio piedică, nimic. Și pur și simplu, ca să scoți pistolul, trebuie să tragi. Pentru că tocul, cum ține pistolul în frâu, în loc? Este ceva mai strâmt, da? Și în momentul în care garda trăgaciului, tu împingi pistolul în toc, garda trăgaciului ajunge într-un punct care are 2 umeri ieșiți, să zic așa, ceva mai proeminenți în interior, și împingând, forțând pistolul în jos, va trece de acei umeri și se va auzi clicul prinderii, introducerii pistolului până la capăt.
Și automat, tu dacă sari, da, cu pistolul, te miști, nu știu ce, el nu o să scadă, nu o să-ți iasă din toc, pentru că stă strâmb. Tocurile respective, tocurile cu retenție pasivă, trebuie să fie dedicate armei pe care, pistolul pe care tu îl porți. Da? Tocurile cu retenție pasivă, cu activă, au de regulă un buton de eliberare a pistolului din toc. Fie pe exterior, fie pe interior. Fiecare cum este obișnuit. Tocurile cu retenție pasivă pot avea o pârghie de siguranță, da? Și se introduce pistolul în toc la fel, sistemul de prindere este același, numai că are o siguranță, are o curelușă care se vine fie aici în spatele manșonului, fie în această curbură, scobitură de pe mânerul pistolului. Mui la timp să văd că la 16 minute și ceva se închide camera. Ok. Asta a fost marea scoatere a pistolului din toc și introducerea lui. Mare atenție! Trebuie doar să vă antrenați. Este ceea ce v-am prezentat, reprezintă doar o variantă, un model. Tehnica de scoatere a pistolului din toc variază în funcție de poziția tocului pe corp. Da? Cel mai lejer și am văzut, vă spuneam cu altă ocazie, că mai există tocuri de picior, tocuri de coapsă. Tocurile de coapsă ar trebui să fie plasate pe picior exact în dreptul mâinii, pentru că este mult mai ușor să ai mâna pe pistol deja, în poziția ei normală, să ai mâna pe pistol și în momentul în care ai decis, ai și apucat, ai scos arma, bum, și ai tras. Cum vă antrenați, așa luptați. Brad Hedder am fost eu, Doamne ajută, spor, salut!